place de tine, în primul rând aspectual, dacă se dar mor. În al doilea rând, ca și educație, felul tău de a fi și așa mai departe. Adică nu e ca și cum am vreodată am negat mereu și acum, în ultima instanță, am zis da, îmi place. Dar ți-am zis și ție că te-am susținut eu și toată familia mea. Cred că l-am pe Marius. Marius? S-a blocat și internetul când am început să vorbesc. La mine nu-mi dau seama, dar... Poți să mă saluți. Nu Ana, nimic. Te salut. Și eu... Da, păi, când am început să te... Ne auzi? Marius, te avem înapoi sau nu te avem? Hello? Eu în state și am semnal mai bun. Ce se întâmplă? Bine, o să mai răspund eu între timp unor întrebări până revine Marius. Îți stă bine prezentatoare? Oh, mulțumesc! Să știți că am mai primit astfel de complimente. Mi-a mai zis lumea că ar trebui să mă apuc fix de asta, că mi se potrivește. Nu știu, voi să-mi ziceți. Bine, foarte bine împreună. Oficială treaba. Bună când veniți la Suceava. Haideți, eu să încerc să-l mai dau live cu Marius. Nu știu de ce e conexiunea așa rea la el. Hello again. Trebuie să fiți pentru că se blochează foarte... Dar de ce? Păi ai zis data trecută, ai zis că eram 4 și de-aia se bloca. Dar acum de ce se blochează? Da, nu am idee. Ideea e că netul merge foarte bine dacă fac orice filmări sau orice fac pe telefon. Orice altceva. Efectiv, se blochează instant. Da, și rămăsesem că te lăudam. am zis că nu era un secret că te-am susținut și eu și toată familia mea. Și tu știi asta, da. Tu știi asta foarte bine, că ți-am zis și nu odată. Exact, aici trebuia să ajungem, că era vorba doar de apreciere față de mine, familia ta față de mine, comportamentul meu, eu ca persoană, ca om. Și asta am dezvăluit și eu, adică asta am susținut, nimic altceva și nimic mai mult. Dar uite că lumea interpretează probabil sau... Adică ce vrei să zici? Iri, stai la poză, stai că am un fanpage care face prin screen. Așa. Știi că s-a interpretat greșit faptul că eu te-am susținut când am venit în finală pentru Zani, pentru că eram de la echipa faimoșilor și era normal să susțin pe Zani, dar asta nu înseamnă că nu poți susține două persoane în același timp. Și că am fost cumva judecată, știi? Te-ai prefăcut că susții pe Zani și de fapt ai venit pentru Marius, știi? Sau ceva de genul. E ok să susții mai multe persoane, adică logic îmi doream să câștige cineva de la faimoși, dar în același timp îmi doream să câștige și unul din băieți, pentru că toți trei au fost foarte buni. Bravo, băieți, apropo. Vai, iar îl pierdem pe Marius, eu nu mai pot. Haide, Marius, rezolvă treaba cu internetul. A venit și Andrei, e și Andrei. Că nu am primit niciodată un salut de la o celebritate. Vera, te salut! Te salut! Vă iubesc urâților și noi! Nu-l meriți, el ți-a închis, îl place, dar el nu cu siguranță are fete mai ok. Mai, nu mai fiți așa răutăcioși. Imediat o să intre Marius și o să ne spună mai multe. Marius, nu rata, omule, fată. Da, eu... Da, văd. Nu știu. Da, auzi, dar poate treci pe... Fua, gata, l-am pierdut. Marius, dacă te uiți, poate încerci să treci pe 3G, 4G ce ai pe telefon și în felul ăsta. Ei bine, atunci o să mai încercăm să-l invităm pe live, pe Marius în live-ul nostru. Salutări din Stuttgart. Salutări! Mai, Irișa, nu ți-e cald? Mie e puțin cald, pentru că sunt 36 de grade, dacă nu mă greșesc, și abia 10 dimineață, dar aia e, ce să fac. Nu e de la tine, Irișa, ea este cu un alt stil de viață. A zis și Marius într-un interviu că
Ghirișa e dintr-o altă lume și după aceea eu i-am făcut cumva observație că nu sunt deloc dintr-o altă lume, sunt din aceeași lume cu toată lumea, să zic așa. Doar că eu sunt un pic mai mare și respectiv că am avut mai multă experiență, am călătorit mai mult, dar are și el timp. Marius Furăne de la vecini. Nu e la mare, măi, e doar o imagine, sigur, cum să nu. De fapt, nu sunt la mersi, mersi. Haideți că o să încerc încă o dată să-l invit pe Marius, dacă nu este și a treia oară, aia e. Voi scrieți întrebările voastre mai jos ca să încerc să răspund la cât mai multe. Cum e la Miami? În Dominicană și am zburat repede. Marius, ce faci? Marius, ce faci? Trebuie să fiu rapid pentru că se va pleca din nou și deja este... Bine, hai, hai, hai să zicem ce avem de zis. Hai să zicem ce avem de zis oamenilor. Să facem anunțul și după aceea pleacă niște... Mă, dragilor, ce, zici tu? Te rog, începe tu, că lumea te aude mai, mai mult pe tine. Bine, că la tine s-ar putea să... Bine, guys, în primul rând vă mulțumim pentru toate mesajele frumoase și pentru intențiile frumoase. Mulți și-ar dori ca eu cu Marius să fiu împreună, dar oficial vă zicem că nu suntem împreună. Poate am dezamăgit pe multă lume acum cu acest răspuns, știu că v-ați dorit, dar nu suntem împreună. Avem o chimie energetică, adică o chimie la alt nivel. Ne înțelegem foarte bine. Dar nu suntem împreună. Am zis-o. Am zis-o, Marius. Dar nu suntem împreună. Ai zis-o? Ai zis-o? Da. Nu suntem împreună. Ne înțelegem foarte bine, ne apreciem echipa asta. Dar drumurile noastre merg în altă parte. Da. În opoziție. În opoziție. Eu am mai zis odată pe story, faptul că doi oameni se înțeleg sau o chimie deosebită sau se apreciază nu înseamnă că flirtează chestii. În fine, nu suntem împreună. Fetelor, săriți pe el. E liber. Foarte bine, nu vă potriviți. E, păcat fiindcă păcat fiindcă nu formați un cuplu. Îmi pare rău de Irișa. Marius o așteaptă pe Belbița. Cine e fata asta? Că toată lumea zice de ea. Da, bine, cu conexiunea asta, șanse zero să ne povestească Marius ceva mai mult. Mă mai aud și... Nu, mai aud. La mine vine. Cred că mai vreau să fac istorie în care o să spun ce am de spus, pentru că în live ăsta... Da. Da. E cu netul tău, eșec total, jur. Asta e romanul. Dacă o fată și un băiat se înțeleg frumos, gata. Exact, despre asta vorbeam. Faptul că avem o chimie și faptul că energetic ne înțelegem bine, poate, adică cred că am fost cumva educați în același stil și de-aia rezonăm așa bine. Dar asta nu înseamnă că, gata, suntem împreună și formăm un cuplu. Nu. Poți avea un prieten băiat, poți să te înțelegi bine cu un băiat, nu neapărat trebuie să fii cu el. Deci, ai primit friendzone? Nu am primit niciun friendzone și nu a fost niciodată ceva mai mult. Adică, asta încercam să vă explicăm, că ne înțelegem bine și atât. Nu am făcut alți pași. Sunteți, oricum sunteți frumoși, păcat de asta. Mersi. De ce liber? De ce liber, Gagici? E mare, se liber. Vă rog, care vrea, cine vrea. Așa. Să-i cumperi un telefon lui Marius, că e praf. Nu e de la telefon, e de la net, din păcate. Aici, în state, eu mi-am luat cartelă și netul e foarte, foarte bun. La Pitești, cred că... Bine, era o glumă.
Cum să nu știi cine e Diana? Ba da, știu cine e, știu că a fost la firma vedetelor împreună, știu cine e, da, în sens, eu știam că s-a despărțit. Mă rog, din câte mi-a povestit Marius. Irișo, deci e liber Marius, nu? Da, e liber. Sunteți doi frumoși. Mulțumim. Mai ții, celor care dau comentarii foarte urâte aici pe live, nu știu care e intenția voastră. Eu doar am intrat, noi am intrat pe eu și Marius am intrat pe live să vă spunem că oficial nu suntem împreună. Doar ne împăcăm foarte bine și rezonăm. Nu înțeleg de ce atâtea comentarii răutăcioase. Dar tu ești liberă sau ai pe cineva? nu știu să răspund la întrebarea asta. Admirator, evident că am, dar nu sunt într-o relație. Nu sunt într-o relație momentan. Să iei cartelă, măi, Irișo. Mișto fată ești din toate punctele de vedere. Mulțumesc tare mult. Mersi, mersi. Ce băiat îți place de la Survivor? Am zis, am apreciat mulți băieți de la Survivor pentru că erau foarte mulți băieți, foarte mulți, câțiva cu caracter frumos, cu o educație frumoasă, printre care se numără, cum am spus mai sus, Marius, Andrei, Culiță. Irina nu-i băga în seamă, sunt doar needucați. Cred și eu că dispun de prea mult timp. Ești superbă, Irișa, mi-a plăcut parcursul la Survivor. Mersi, mersi tare mult. Ești superbă. Bine, guys, am făcut anunțul pe care ne doream să-l facem. Dacă v-ați bucurat, fetele, mă bucur și eu pentru voi. Dacă v-am dezamăgit, îmi pare rău, dar eu și Marius nu suntem împreună. Suntem doar prieteni, așa că vă urez o zi minunată, eu mă duc să fac treaba pe aici. Mă duc să fac bagaj, mă să mai fac niște cumpărături, pentru că mâine plec într-o locație, într-o destinație superbă, o să fac echitație. Stați aproape, stați pe profilul meu, pentru că o să vedeți lucruri foarte, foarte, foarte interesante în următoarele zile. O să fac lucruri noi pe care le-am făcut în materie de sport, evident. Cred că o să mă dau și cu baghiu și mai multe chestii. Vă urez o zi minunată, vă pup, vă iubesc, vă mulțumesc pentru susținere și intenții bune, pozitive și